Înainte să ne mutăm în Olanda, ne-am interesat și noi cât am putut, nefiind niște cunoscători ale tranziției dintr-o țară în alta. Ne-am interesat atât cât am putut și cu cât am găsit pe internet în acel moment, în ultimele săptămâni, despre ce este important de știut în Olanda, despre, nu știu, poate cum este sistemul de sănătate, deși și asta a fost o surpriză pentru noi, ce se de vizitați în Olanda. Lucruri care mă gândesc sunt firești să le cauți, să te interesezi despre țara în care urmează să te muți. Însă, ulterior, în cei aproape 3 ani de când suntem aici, am descoperit niște lucruri pe care nu le-am găsit înainte pe niciun site, pe niciun video, pe YouTube. Lucruri pe care le poți descoperi doar locuind aici. Așadar, despre asta vreau să discutăm astăzi, despre 8 lucruri pe care nimeni nu ți le spune despre Olanda. Așadar, dacă intenționezi să te muți în Olanda, cu siguranță aceste lucruri fie le vei găsi în 700 de resurse, fie le vei descoperi pe cont propriu. Așa că este mai bine să rămâi în acest video, să te uiți până la capăt, ca să știi pentru ce să te pregătești. Este foarte bine de știut dacă ai această fobie, poate mă gândesc, eu personal vă mărturisesc că o aveam când eram copil, acum mai temperată în viața mea de adult, dar simt o oarecare încordare, pentru că vara sunt foarte mulți păianjeni. Un lucru pe care nu putea să mi-l spună cineva, poate locuind în Olanda sau, bine, că nici nu cunoșteam pe nimeni locuind în Olanda înainte să mă mut, dar cu siguranță vara sunt foarte mulți păianjeni. Nu tarantule de alea gigantice, nu chestii veninoși sau cine știe ce specii interesate, sunt așa de, cât să vă zic, ca degetul de la unghia, de la degetul mare. Dar sunt foarte mulți și sunt peste tot. Din martie, aprilie până în septembrie este plin de păianjeni peste tot. Așadar, dacă asta este o chestie care te deranjează, este bine să ții cont de ea. O altă chestiune despre care nimeni nu spune în Olanda este că ar fi indicat să înveți olandeza sau această neerlandeză. Chiar dacă ai auzit și știu că ai auzit că în Olanda foarte multă lume vorbește engleza. Și asta este un lucru extraordinar. Ba chiar am primit foarte multe comentarii la alte videouri de pe acest canal în care lumea mă întreabă: domnule, dacă știu doar engleză, mă pot descurca? Da, cu siguranță, te poți descurca, te poți angaja în foarte multe domenii. Noi suntem, cred că, un exemplu foarte bun în care am venit, nu știam nici Danke Vel, nici Goedemorgen. Adică absolut niciun cuvânt nu știam în olandeză și totuși ne-am angajat aici, lucrăm aici, locuim aici de ceva timp. Avem două exemplare mai mici care au această viață socială cu olandezii. Nu e niciun fel de problemă. Dar este indicat să înveți olandeza pentru că, în primul rând, socializarea ta va crește, vei fi implicat în alte grupuri, vei putea să iei parte la discuții și mai ales cred că și partea de cultură ți va deschide altfel. Vei vedea altfel lucrurile din perspectiva olandezilor, atâta timp cât reușești să le vorbești limba. Pentru că descoperind, învățând limba, vei descoperi că inclusiv construcția cuvintelor este foarte diferită față de a noastră și față de engleză. Un alt lucru pe care îl vei afla locuind aici este că vei începe să mănânci foarte multe sandvișuri și este cât se poate de adevărat. Știu că am mai discutat de foarte multe ori treaba asta în alte filmulețe, că olandezii mănâncă foarte multe sandvișuri, dar nu credeam nici eu personal că voi ajunge să mănânc atâtea sandvișuri. Într-adevăr, pâinea este foarte bună. Este pâine cu făină integrală, cu semințe, cu cereale, cu tot felul de chestii, pâine bună. Evident că există și pâinea cea albă, deși în cantități foarte, foarte reduse, dar foarte, foarte multe sandvișuri. Și bineînțeles că cele mai multe sandvișuri sunt cu această brânză a lor specifică, gouda, și cu șuncă. Șuncă de porc, șuncă de pui, șuncă de curcan, tot felul de tipuri de șuncă, care, țin să vă spun, nu este neapărat de cea mai bună calitate, dar sunt și acele tipuri de șuncă cu 3 stele care provin din, cum se numesc, bio, dar care chiar sunt foarte bune și se observă clar o diferență între cele care au o stea și cele care au 3 stele. Așadar, sandvișurile reprezintă una dintre, probabil, mesele principale pe care le vei avea în Olanda. Un alt lucru despre care este bine să știi, pentru că ca expat ai dreptul la 30% ruling. Ce este acest 30% ruling? Practic spune că dacă ai salariul peste o anumită sumă, ai dreptul ca 30% din venitul tău să nu fie impozitat pentru o perioadă de 5 ani. Lucru care așa la prima vedere
nu pare mare lucru, că adică doar 30% nu este impozitat, ce se întâmplă cu restul, cât înseamnă acel 30%, ei bine, poate să însemne destul de mult, bineînțeles și raportat la salariul pe care îl ai. Dar este un ajutor pe care statul ți-l oferă ca să încurajeze profesioniștii, cei care se numesc acești highly skilled migrants, să vină în Olanda și să practice în mediul lor de business. Așadar, acest 30% ruling este bine de știut. Eu personal habar nu aveam, l-am descoperit, cred că după prima lună, când mi s-a cerut să completez niște acte, am întrebat pentru ce sunt și apoi mi-a fost explicat tot acest proces de 30% ruling. Dar este o chestie foarte, foarte interesantă. Un alt lucru pe care e bine să știi este că dacă ești șofer, ar fi bine să îți schimbi permisul de conducere cu unul olandez. Și o să spui, da, dar de ce? Pentru că eu am permisul meu european, pentru că România este în Uniunea Europeană și toată lumea are acele permise tip cartelă, tip card. Ceea ce este perfect adevărat. Poți să conduci peste tot cu el, nu este niciun fel de problemă. Însă, la un moment dat vei vedea că te vei întâlni de anumite provocări. Și o să vă dau ca exemplu o provocare personală pe care am avut-o anul trecut sau nu, acum un an și jumătate, când ne-am mutat aici în noua locuință, a trebuit să ne mutăm cu foarte multe lucruri din apartamentul pe care l-aveam încheiat aici. Și ca să nu fac foarte multe drumuri după ce compania de transport a luat chestiile majore, mai erau chestii mici, pe care am zis că nu e nicio problemă, le iau cu mașina și le mut de colo-colo. E bine, în acel moment am vrut să închiriez o rulotă, să o atașez de mașină, ca să pun mult mai multe lucruri, să nu mai fac 10 drumuri, să fac numai 3. În momentul acela m-am trezit, m-am lovit de un refuz din partea celor care închiriază, pe principiul că nu aveam un anumit cod QR care este pus pe toate permisele olandeze, un cod QR care are toate datele mele personale. Are BSN-ul, are adres, care țin de legătura companiei cu mine. În sensul că, domne, dacă eu am rulota aia și am fugit cu ea, de unde mă pot ei recupera? Așadar, este bine să schimbi permisul de conducere cu un olandez, chiar și când iei un coleț de la DHL, o să scaneze, o să-ți ceară acest permis de conducere și scanează acel cod QR de pe permis și nu mai au după aia nevoie de alte date, pur și simplu îți rămânează produsul. Un alt lucru despre care este bine să știi referitor la Olanda este că mulți angajatori îți asigură transportul. Acum când spun că mulți angajatori, mă refer la majoritatea angajatorilor, nu spun acum că toată lumea responsabilă să-ți oferă acest transport. Și acest transport de obicei se asigură în două modalități. Fie este un card pe care ți-l oferă pentru tren, pentru transportul în comun, fie dacă preferi să vii cu mașina la serviciu, am impresia că este undeva un beneficiu de 19 cenți pe kilometru. Și se calculează distanța cu Google Maps de acasă până la serviciu. Un alt lucru pe care nu ți-l spune nimeni despre Olanda este că respectivul copil din dotare, unul sau mai mulți, are dreptul la beneficii pentru creșă. Știu că ați auzit și iarăși am mai spus și eu asta de mai multe ori pe canal, creșa și daycare-ul și acest childcare este foarte, foarte scump în Olanda, de ordinul câteva mii de euro, dar nu trebuie să vă speriați pentru că în funcție de salariul pe care tu l-ai, de salariul pe care soția ta are sau partenerul tău îl are, primești anumite beneficii pentru creșă, care practic te ajută în plătirea acestei taxe, acestei facturi lunare pe care o primești de la creșă. Așadar, e bine să știi că ai acest ajutor din partea statului. Și al optulea lucru pe care vreau să-l discutăm, despre care nimeni nu ți-l spune despre Olanda și iarăși un lucru pe care eu nu-l știam personal și l-am aflat abia la câteva luni după ce m-am angajat aici în Olanda, este că în fiecare an primești bani pentru vacanță. Cum adică? Cum era pe vremuri, nu am prins eu pe vremuri, eram destul de tânăr în ceea ce înseamnă pe vremuri în România, dar știu că pe vremuri se oferea cel al 13-lea salariu care se oferea atunci de sărbători. Bine, aici în Olanda se oferă undeva în mai, iunie, un al 13-lea salariu, care practic sunt niște bani pentru vacanță, de aceea se și dau atunci în mai, iunie, și acești bani pentru vacanță reprezintă 8% din salariul tău anual, evident impozitabil. Așadar, acestea sunt 8 lucruri pe care nimeni nu ți le spune despre Olanda, lucruri pe care eu personal le-am aflat pe pielea mea. Dacă voi intenționați să vă mutați în Olanda, sper să vă fie de folos și dacă aveți și voi altele pe care vreți să le menționați aici, mi-ar plăcea să aflu despre ele în comentarii. Asta a fost totul, vă mulțumesc, toate bune!